Bună ziua, sunt Cătălin Condruț și vă prezint știrile Mediafax. Este iarnă în toată regula în România. 24 de județe sunt sub cod galben de ninsori și vijelii până în această noapte la ora 2. Circulația pe Transalpina a fost închisă după ce 3 utilaje ale drumarilor au rămas blocate. Indicii robor nu au fost manipulați, de asigurări guvernatorul BNR, care a fost audiat astăzi în Comisia Economică din Parlament. La ședință a participat și președintele Senatului, deși nu este membru al Comisiei. Asociația Pro Infrastructură arată cu degetul spre ministrul transporturilor, despre care spune că a preluat minciunile CNAIR. Asociația crede că cei 180 de kilometri de autostrăzi promiși de Rovana Plumb în acest an nu reprezintă o cifră reală și că au fost pomenite tronsoane de autostradă unde nici nu s-au început lucrările. Maratonistul Tibiu Șeriu s-a întors în România și a anunțat că este în stare bună după degerăturile suferite la Yukon Arctic Ultra. Ușeriu a început recuperarea și spune că a scăpat fără sechele. Zăpada care face probleme în România este prilej de distracție în Norvegia. Polițiștii de acolo au ieșit noaptea trecută la Senjus și și-au folosit scuturile drept săni. Acestea au fost informațiile momentului. Toate știrile de ultimă oră vă sunt oferite de agenția Mediafax.